Pe final de mandat, consilierii locali au avut și mai au de muncă. Vineri a avut loc ședința ordinară de Consiliu Local, ultima din acest mandat, dar aleșii locali vor mai fi convocați și săptămâna aceasta pentru aprobarea unor proiecte de urgență. De la ședința de vineri au lipsit 6 consilieri: Bogdan Savin, Mihaela Tonovici și Cristian Toader de la PNL, Denuț Lichiardopol, independent, Constantin Holban și Livia Pătrașcu de la PSD. Aleșii au aprobat în unanimitate cele 15 proiecte de hotărâre, inclusiv 4 proiecte suplimentare. Săptămâna viitoare, într-o ședință extraordinară sau de îndată, vom aproba indicatorii tehnico-economici pentru a depune aceste proiecte la sfârșitul lunii mai. Mai repede decât aceste două proiecte, tot în luna mai, sunt proiectele pentru eficientizare termică a locuințelor rezidențiale, adică anveloparea termică a blocurilor, așa cum știm. Intrăm cu primul pachet, aprobăm indicatorii tehnico-economici și de aceea și în săptămâna viitoare vom mai avea unele ședințe, pentru că suntem sub presiunea depunerii de fond proiecte europene pentru a atrage fonduri în municipiul Roman. Ele sunt cu adaptări, cu modificări de ultimă oră ale legislației. Trebuie să venim să ne pliem pe tot ceea ce cere în la Comisia Europeană. Cele mai importante proiecte pentru Romașcani avizate au fost legate de construirea sensului giratoriu de la Dedeman și de reabilitarea pe fonduri europene a 8 blocuri din municipiu.